Democrat-liberalii au reușit deja să coopteze peste 150 de noi veniți în cadrul organizației municipale și afirmă că nu se vor opri aici. Președintele interimar al PDL Târgu Jiu, Eduard Berca, este convins că până la sfârșitul lunii august, în toate cele 10 secții, organizarea va fi una bună și vor fi desemnați și liderii acestora. Doream să verific starea de fapt a organizației, a activului de partid. Ședința normală, ședința ordinară este pe 19, dar i-am convocat și am stat de vorbă despre modul în care se desfășoară activitățile de reconfirmare a secțiilor, de reașezare, de repoziționare a noilor adeziuni, a noilor veniți în interiorul acestor secții. Mare parte din colegi au trecut, au verificat practic evidența în secțiile respective, pe cele 10 zone pe care le avem noi ca și repartiție.